Salut tuturor! Probabil că ești familiarizat cu contrailele aero. Rămășițele norate de nori formate de evacuarea jetului în timp ce zboară peste pot interacționa cu norii obișnuiți, modificând uneori modul în care se formează sau se disipează împreună. Ele pot fi cauza unei caracteristici unice de nor, denumită în mod adecvat holepunci, nor sau falstreac hole. Ele apar ca luminișuri abrupte și un strat alter de nori cumulus și adesea în zone circulare de cer senin, aparent străpunse de avioanele care zboară prin ele. Potrivit experților și altocumulus. Norul este compus din mici picături de apă care sunt sub îngheți, numite picături de apă suprarăcite de cristale de gheață care se pot forma în stratul de picături suprarăcite. Acestea vor crește rapid și se vor micșora sau chiar se vor evapora complet. Studiile au arătat că atunci când aeronavele trec prin aceste straturi, poate declanșa formarea de cristale de gheață mai grele care cad pe pământ și lasă un gol circular în pătura de nori. Cu alte cuvinte, avioanele transformă norii în gheață în condițiile potrivite, desigur.